În total, 11 localități de lângă București sunt închise. O adevărată provocare pentru polițiști care trebuie să controleze miile de mașini ce vin zilnic în capitală. Unii șoferi spun însă că aceste verificări sunt superficiale, comparativ cu cele din perioada stării de urgență. Cu peste 9 îmbolnăviri la 1000 de locuitori, alte 4 localități din Ilfov riscă noi restricții. Este vorba de Znagov, Cornetu, Voluntari și Buftea. În Otopeni, filtrele de control au fost instalate pe străduțele care fac legătura cu DN1. Polițiștii i-au verificat pe cei care intrau în oraș, nu și pe cei care tranzitează drumul național. Locuiesc aici. Noi avem dreptul de la 10 până la 2, de mă grăvesc. Trebuie să fugim mai repede, da, ca să ne încadrăm. Asta aici. Situația trebuie să o respectăm, să ne respectăm pe noi, să așa poate scăpăm noi aglomerație, dar eu nu e seara, că am vârsta mai înaintată și trebuie să respectăm regulile. Cu sau fără adeverință, cei mai mulți locuitori din zonele carantinate vor continua să muncească sau să-și facă cumpărăturile în București. Din cauza faptului că mulți locuitori care locuiesc în Ilfov lucrează în București, este un trafic foarte mare și acest trafic foarte mare face extrem de dificilă exercitarea controlului, dar solicitarea către echipajele de poliție, de jandarmi, toți cei care sunt în dispozitivul de asigurare a carantinei, să verifice legalitatea deplasărilor care sunt efectuate de cetățenii din zonele de carantină. Cu peste 9 îmbolnăviri la 1000 de locuitori, alte 4 localități din Ilfov riscă noi restricții. Este vorba de Snagov, Cornetu, Voluntari și Buftea. Carantinarea rămâne să fie analizată de către autorități. De la rata de 9, DSP poate propune ca o localitate să fie carantinată. Regula a fost stabilită special pentru zonele din jurul capitalei. Iar colega mea, Bianca Ogarcă, este în Otopeni, una dintre localitățile carantinate de lângă capitală. Bianca, bună ziua! Ce poți să ne spui despre situația din Otopeni? În momentul de față, polițiștii verifică toate mașinile care tranzitează orașul Otopeni. De altfel, așa cum puteți observa și în imagine, la intrare în oraș este un filtru de poliție, iar oamenii legii îi verifică pe șoferi dacă au acea declarație pe proprie răspundere, iar în caz contrar, șoferii sunt nevoiți să se întoarcă din drum. Așa cum spuneam, polițiștii opresc fiecare mașină care intră în Otopeni, însă este posibil ca puțin mai târziu, în momentul în care traficul se va aglomera, oamenii legii să nu poată să oprească chiar fiecare mașină în parte. De altfel, așa cum puteți observa, orașul este pustiu, iar așa este atmosfera de 2 zile de când Otopeni a intrat în carantină. Cei care ies din casă au nevoie de acea declarație pe proprie răspundere. S-a luat această decizie întrucât în județul Ilfov rata de infectare este de 8,7 la 1000 de locuitori, iar numai în ultimele 24 de ore au fost înregistrate 377 de noi cazuri de COVID-19. Drept urmare, este posibil ca și alte localități din județul Ilfov să intre în carantină, ținând cont de rata mare de infectare. Vorbim aici despre Cornetu, unde rata de infectare este de peste 10 la 1000 de locuitori. O situație critică este și în Snagov, acolo unde sunt numeroase cazuri, iar rata de infectare este de 11,83 la 1000 de locuitori, dar și în Buftea.
Mulțumim foarte mult, Bianca Ogar, că a fost în direct. Bucureștiul nu intră în carantină, deși a atins ieri cea mai mare rată de infectare cu SARS-CoV-2 de la debutul pandemiei. Rata de incidență din capitală a depășit 6 cazuri la 1000 de locuitori, dar chiar și așa decidenții de la președintele țării la ministrul sănătății, prefect sau primar anunță cu toții că nu se pune problema ca bucureștenii să intre în izolare și asta din rațiuni economice. 6,13 cazuri pozitive SARS-CoV-2 la 1000 de locuitori. La această rată de incidență a ajuns capitala după ce ieri au fost raportate alte 1222 de noi infectări cu severul virus. Deși după ce o localitate trece de această incidență, autoritățile pot decide carantinarea. Decidenții anunță că problema izolării capitalei se va pune doar dacă îmbolnăvirile vor crește foarte mult. Între timp, 11 localități din județul Ilfov, care se află fix în vecinătatea Bucureștiului, sunt în carantină. La acest moment nu avem în vedere o astfel de măsură, nu avem în vedere convocarea Comitetului Municipal pentru situații de urgență. Apreciem că măsurile care sunt în vigoare la acest moment sunt suficiente. Cifrele sunt de natură să ne îngrijoreze, dar să nu ne alarmeze. Prefectul și primarul sunt susținuți și de ministrul sănătății. Toate măsurile se iau particular pentru fiecare localitate în parte, în condițiile în care București este un oraș mare, rămâne doar ca fiecare dintre noi să menținem acest indice sub 6. La acest moment putem să spunem că nu mai avem această creștere exponențială. Suntem undeva la un platou, nu pot să vorbesc de descreștere, dar suntem undeva la un platou cu unele creșteri, scăderi, deci nu putem spune că situația este spre bine la acest moment. Dar în același timp nu putem spune că este în creșterea, în modul în care a crescut acum 2 săptămâni, 3 săptămâni. Adică măsurile, din ce vedem, au început să aibă un efect. Primăria Capitalei spune că va spori controlele pentru a limita îmbolnăvirile. Iar pentru că acum Ilfovul este mai infectat decât Bucureștiul, tot primăria anunță controle și în transportul în comun, care aduce oameni din Ilfov în București și invers. 11 localități din jurul Capitalei au trecut de rata de infectare de 10 cazuri la 1000 de locuitori și au fost trecute în carantină. Este vorba despre Otopeni, Măgurele, Corbeanca, Popești, Leordeni, Dobroiești, Mogoșoaia, Bragadiru, Chiajna, Cerogârla, Clinceni și Berceni. Ieri, județul Ilfov avea o rată de infectare cu SARS-CoV-2 de 8,17 la 1000 și orașul Voluntari, care are în administrare și cartierul Pipera, a depășit rata de infectare de 9 cazuri la 1000 de locuitori. Dacă va trece de 10, va fi la un pas de carantină. Între timp au început să curgă sancțiunile. În cele 11 localități carantinate, polițiștii au dat peste 250 de amenzi în valoare de 28.300 de lei. Aceștia au verificat sute de societăți comerciale și au legitimat peste 2000 de oameni. Polițiștii au tras pe dreapta și 260 de mijloace de transport în comun pentru a vedea dacă sunt sau nu respectate măsurile impuse în perioada carantinei. Blocaj în zona Constanței. Circulația a devenit un coșmar odată cu instituirea stării de carantină a reședinței de județ și a localităților învecinate. Dimineață, o distanță de 16 km a fost parcursă în 90 de minute. Oamenii care mergeau la serviciu au stat în trafic o oră și jumătate pentru ca autoritățile să-și desfășoare activitatea de control a documentelor necesare în carantină. Suntem în legătură telefonică directă cu Silviu Coșa, prefectul Constanței. Vă mulțumesc tare mult pentru intervenție. Bună ziua! Bună ziua! Care este situația la această oră, domnule prefect? A fost vorba de o situație izolată în această dimineață sau așa se desfășoară lucrurile de când s-a instituit carantina în localitățile respective? Vreau să vă spun că la nivelul municipiului Constanța nu există acele filtre fixe pe tot parcursul zilei, cum ne-am obișnuit că ar fi normal într-o situație de carantină. S-a constatat că este mult mai eficient ca filtrele să fie fixe în anumite intervale orare, cum a fost și azi dimineață, iar acele echipaje ulterior să se transforme în unități mobile care să se purceadă la verificarea modului în care locuitorul Constanței respectă condițiile de carantină în interiorul municipiului. Într-adevăr, dimineața au fost probleme de trafic la ieșirea dinspre Valul Traian. V-am verificat în această dimineață 3 dintre filtre. Spre Ovidiu nu erau probleme, spre Mandarea traficul era fluent. Zona înspre Valul Traian este o zonă specifică din punct de vedere al traficului, foarte aglomerat, chiar și în condiții normale. Am discutat cu comandantul poliției, avea la cunoștință
cunoștință situația, a dispus suplimentarea efectivelor astfel încât verificarea să poate fi realizată mult mai eficient. De mâine sperăm să revenim puțin spre ceea ce înseamnă trafic normal în zona Constanța-Vălu-Traian. Vreau să fac un apel la populație pentru a reduce timpul de staționare în filtre. Avem rugămintea de a pregăti din timp documentele necesare deplasării și de asemenea la ieșirea din casă de a ne gândi cu toții dacă chiar este nevoie să facem acea deplasare și dacă acea deplasare se încadrează în restricțiile și în excepțiile prevăzute de cadrul legal. Vreau să-mi dați puțin mai multe detalii despre acest interval orar în care sunt amplasate aceste filtre. Vorbeați doar de anumite ore, dimineața și seara. Să știe lumea exact. Da, de exemplu, dimineața, în această dimineață și în fiecare dimineață, filtrele au fost în interval orar 7-9. Acesta fiind intervalul orar în care se produce o oră de vârf, este o oră de vârf, se produce majoritatea, se realizează majoritatea traficului între cele două localități. Și spre seară au loc din nou verificări? Spre seară, da, vor avea din nou loc verificări, interval orar 16-18, sub formă de filtru fix la intrările ieșirile din municipiul Constanța. Și, practic, pentru a preveni ambuteiaje precum cel din această dimineață, spuneți că ați solicitat suplimentarea efectivelor din teren, a echipajelor? Da, vor fi solicitate efectivele existente la filtrele respective și, după cum am menționat, ne așteptăm ca și populația să aibă documentele pregătite, astfel încât verificarea în filtru să descurgă cât mai fluid. Spuneați că ați efectuat verificări în ceea ce privește filtrele. Ce v-au transmis colegii de la rutieră, domnule prefect? Au existat multe nereguli sau lumea se conformează noilor restricții? Păi, vă pot spune că pe Constanța au fost în intervalul 22-11-a. De la ora 8 până pe 23-11, ora 8, 131 de sancțiuni contravenționale, din care 81 au fost avertizmente, iar la nivelul întregului județ, sancțiunile care au fost acordate pentru nerespectarea condițiilor de carantinare a fost de 187 de sancțiuni, din care 105 avertizmente. Mulțumesc tare mult, domnule prefect, pentru intervenție și pentru aceste lămuriri. Silviu Coșa, prefectul județului Constanța, în direct alături de noi a fost. Continuăm știrile. Premierul Ludovic Orban și ministrul Sănătății Nelu Tătaru au participat la semnarea contractelor de finanțare din fonduri europene a 10 proiecte ce vor fi implementate de spitale din București pentru creșterea capacității de răspuns la criza sanitară provocată de COVID-19. Orban spune că executivul a reușit să obțină o finanțare de 1,27 miliarde de euro pentru sistemul medical, bani ce vor fi folosiți pentru înzestrarea spitalelor cu aparatură și echipamente, dar și pentru construirea de noi spitale mari de nivel județean. Guvernul României, odată cu izbucnirea pandemiei, a întreprins demersuri la nivelul Comisiei Europene pentru a reuși aprobarea alocării de sume din fonduri europene pentru înzestrarea spitalelor din România. Am reușit să obținem o finanțare de 1 miliard 270 de milioane de euro. Repet, 1 miliard 270 de milioane de euro, bani destinați înzestrării spitalelor cu aparate, echipamente și cu orice alte investiții necesare. Premierul Ludovic Orban spune că din banii europeni vor fi ridicate și 10 noi spitale județene, dar și alte 10 spitale în capitală. Avem ca obiectiv construcția de încă 10 noi spitale de rang spital județean, de asemenea modernizarea de spitale județene, modernizarea de spitale municipale și orășenești, cu alocare de fonduri absolut fără precedent. Pentru București, astăzi se semnează contractele de finanțare pentru 10 spitale. În total, contractele de finanțare pentru București vor fi destinate către 22 de spitale, iar suma alocată pentru dotarea spitalelor cu aparatură, echipamente și alte investiții necesare va fi de peste 100 de milioane de euro.
Președintele Klaus Iohannis se întâlnește de la ora 14 cu ministrii apărării, sănătății și de interne pentru a clarifica toate aspectele care țin de campania de vaccinare anticovid. Discuțiile au loc în contextul în care Comisia Europeană preconizează că în primul trimestru al anului viitor ar putea începe și în România campania de vaccinare. Colega mea, Gabriela Mihai, vine cu detalii despre această ședință extrem de importantă. Gabi, ești în direct. Bună ziua! Găsit, vorbim despre o ședință în care se va discuta despre strategia de campanie de vaccinare anticovid în țara noastră, în contextul în care am văzut că țara noastră ar putea primi puțin peste 10 milioane de doze de vaccin anticovid. Prin urmare, spunea președintele României Klaus Iohannis că în acest context este vorba chiar și de securitatea națională, tocmai de aceea este nevoie de o strategie de campanie de vaccinare foarte bine pusă la punct. Astăzi se analizează această strategie de vaccinare și, bineînțeles, că vorbim despre o vaccinare care va avea loc în 3 etape din informațiile pe care le deținem până acum. În prima fază vor fi vaccinați cei din linia întâi. Vorbim despre toate cadrele medicale care doresc să fie vaccinate. Pe de altă parte, în cea de-a doua etapă vor fi vaccinați angajații care lucrează în instituțiile de asistență socială, iar nu în ultimul rând, în cea de-a treia etapă, vorbim despre oamenii care vor dori să fie vaccinați. Vaccinul se va face voluntar, numai cine dorește poate face, însă nu va fi adresat persoanelor sub 18 ani. Așadar, astăzi, la ora 14, începe această ședință convocată de președintele României Klaus Iohannis, la care participă cei trei miniștri, ministrul Apărării Naționale, ministrul Internelor și ministrul Sănătății, și vom vedea până la urmă care vor fi concluziile acestei ședințe. Le așteptăm și noi cu mare interes. Mulțumim foarte mult. Gabriela Mihai a fost în direct. Medicii din țară se pregătesc de vaccinarea anticovid. Unii sunt entuziaști, alții nici nu vor să audă de vaccinare. De altfel, listele preliminare arată că doar jumătate dintre cadrele medicale ar vrea să se imunizeze. Premierul Ludovic Orban spune că în cursul acestei săptămâni va fi prezentată strategia campaniei de vaccinare anticovid și a menționat că vaccinarea este cea mai bună soluție în lupta cu pandemia de coronavirus. În majoritatea județelor țării situația este asemănătoare. Aproape jumătate dintre medicii din țară nu vor să audă de vaccinul anticovid. Deocamdată s-au cerut doar un număr de persoane. În județul Mehedinți au acceptat să fie vaccinați 1281 de persoane. Aceștia fac parte din personal medical și auxiliar din unitățile sanitare, din ambulatorii de specialitate, personalul de la serviciu de ambulanță, unitățile de asistență socială și îngrijire și medicii de familie. Cartografia a fost realizată de către medicul epidemiolog al Direcției de Sănătate Publică. Premierul Ludovic Orban spune însă că vaccinarea este esențială, mai ales în spitale. Vaccinarea e cea mai bună soluție de a nu contracta această boală. O campanie reușită de vaccinare este cea care poate să ne conducă la revenirea la normalitate într-un orizont de timp rezonabil. Eu zic că suntem aproape. Se vede deja, știți vorba aia, luminița de la capătul tunelului. Am desemnat memorandum guvernamental, decizie de prim-ministru, am desemnat Comitetul Național de Conducere a Campaniei de Vaccinare, președinte este medicul militar domnul colonel Valentin Gheorghiță, vicepreședinte este secretarul de stat Andrei Baciu. Toate instituțiile care trebuie să-și desemneze reprezentanți își vor desemna. Orban spune că medicii, cei care doresc, bineînțeles, vor fi primii vaccinați. Această campanie de vaccinare este un remediu cert pentru a putea reveni cât mai rapid la normalitate. În cursul acestei săptămâni se va prezenta strategia de vaccinare. În strategia de vaccinare, sigur, pe primul plan vor fi cei care luptă în prima linie din sistemul de sănătate publică. Activitatea acestui Comitet Național de Vaccinare a început, facem toate demersurile pentru a asigura tot ceea ce este necesar pentru o campanie de vaccinare reușită. De asemenea, pregătim o campanie pentru a prezenta avantajele vaccinării către cetățenii români.
Veste încurajatoare pentru România în lupta cu pandemia. Țara noastră ar putea avea primele doze de vaccin anticovid spre sfârșitul lunii decembrie. Principalul centru în care dozele vor fi stocate va fi Institutul Cantacuzino, însă vor exista și alte 6 centre în spitale militare din țară. Sunt ultimele anunțuri făcute de medicul Valeriu Gheorghiță, desemnat să coordoneze campania națională de vaccinare împotriva noului coronavirus. În cel mai fericit caz, ne așteptăm ca la după jumătatea a doua lunii decembrie, spre sfârșitul lunii, să avem disponibile primele doze de vaccinuri de la cel puțin o companie producătoare. Scenariu pesimist, probabil că vom vorbi de luna ianuarie-februarie. Medicul Valeriu Gheorghiță spune că în prima etapă vom primi cel puțin 2,4 milioane de doze de vaccin. Serul va fi administrat în două doze la interval de câteva săptămâni. Medicul a dat asigurări că România dispune de capacități necesare de stocare a vaccinului anticoronavirus Pfizer-BioNTech, care necesită condiții speciale la temperaturi extrem de scăzute. În momentul de față avem tot ce ne trebuie. Principalul centru de stocare în România va fi Institutul Național Cantacuzino. Vor exista pe lângă Institutul Cantacuzino încă 6 centre regionale, respectiv în locația 6 spitale militare, care vor fi prevăzute și există aparatura de care vă spun, cu aceste congelatoare de minus 80 de grade, care au capacitatea de stocare a unui număr mare de doze. În ceea ce privește derularea procesului de vaccinare, vor fi deschise centre fixe de vaccinare în unitățile medicale, la care se vor adăuga și centre mobile de tip caravană. Acestea din urmă vor fi folosite mai ales pentru vaccinarea persoanelor care trăiesc în mediul rural. În acest proces ar urma să fie implicați inclusiv medicii din școli, precum și rezidenții. Asta pentru că va exista personal medical care va asigura triajul, un medic și un asistent care vor administra efectiv vaccinul, personal medical care va introduce datele în sistem, precum și un tip de personal care se va ocupa de protecția echipelor de vaccinare. Primele doze vor fi folosite pentru imunizarea angajaților din domeniul sănătății și asistenței sociale. Vor urma persoanele din categoriile vulnerabile, cum sunt vârstnicii. Printre cei care vor primi printre primii vaccinul se numără și personalul din unitățile de învățământ, considerat a face parte din infrastructura critică. Programările pentru vaccinare se vor face electronic, prin telefon sau prin intermediul medicilor de familie pentru cei care fac parte din categoriile de risc. Vaccinarea anti-COVID-19 va fi gratuită și voluntară. Mai mulți candidați PNL în frunte cu Florin Câțu au mers la sediul central al PSD pentru a depune scrisoarea deschisă adresată lui Marcel Ciolacu. Liberalii spun că Ciolacu nu iubește decât clientela de partid și susțin că PSD nu mai are dreptul moral de a conduce România. Îi vom lăsa o scrisoare deschisă pe care am prezentat-o ieri domnului Ciolacu. Așteptăm ca domnul Ciolacu să ia o decizie în ceea ce privește corupții de pe listele PSD. În scrisoare, liberalii susțin că PSD nu mai are dreptul moral de a conduce România, având în vedere că mulți dintre socialdemocrații de pe liste sunt acuzați de fapte de corupție. PSD este același PSD, PSD-ul lui Dragnea. Oamenii care au venit cu ordonanța 13 sunt astăzi, Grindeanu este numărul 2 în PSD, el este cel care ne-a ținut în stradă, cei care ne-au bătut în stradă sunt astăzi pe liste la Senat și așa mai departe. PSD nu se schimbă, sunt aceiași oameni. La București sunt foarte bine, deja sunt câțiva. Sunt oameni care au arătat că nu sunt, că vor cheltui banul public în interesul propriu, deja sunt dovezi în spațiu public. Întrebat de ce nu a ales să vorbească direct cu liderul PSD, ministrul finanțelor spune că s-a lovit de mai multe refuzări. L-am invitat pe domnul Ciolacu la Ministerul Finanțelor Publice de mai multe ori, știți foarte bine acest. L-am invitat pe domnul Ciolacu pentru a-i arăta cu adevărat relația ce se întâmplă cu finanțele publice, ca să nu mai mintă în spațiu public, să spună că nu este informat. Deja au fost două invitații publice, domnul Ciolacu n-a catalizat să vină la niciuna. În scrisoarea deschisă, PNL afirmă că Partidul Social Democrat nu mai are dreptul moral de a conduce România până când nu vor demonstra că sunt capabili să producă altceva decât jaf, sărăcie și siluirea justiției. Ultimii supraviețuitori ai tragediei de la Piatra Neamț transferați la Lescani sunt încă la terapie intensivă. Încercăm să aflăm mai multe despre starea lor de sănătate. Carmen Dorobăț, managerul Spitalului de Boli Infecțioase Sfânta Parascheva din Iași, este în direct prin Skype alături de noi. Vă mulțumesc tare mult pentru acest lucru, doamna doctor. Bună ziua! Bună ziua! Ce ne puteți spune despre starea acestor pacienți care înțeleg că în continuare sunt la secția de terapie și de anestezie și terapie intensivă?
Așa cum știți, am primit 6 pacienți de la Spitalul Județean Neamț în urma accidentului de acolo. Din nefericire am pierdut 4. Azi dimineață, întrebând colegile de la terapie intensivă exact de evoluția celor 2 care trăiesc, mi s-a spus că, într-adevăr, par a fi cu o tendință spre bine. Și ne-am bucurat și eu sper ca să nu apară niciun fel de incident și ca evoluția să fie în continuare corespunzătoare. Bun, spuneați că o evoluție în continuare, cam pentru cât timp vă gândiți că ar trebui să evolueze în bine starea de sănătate ca să puteți să aveți un prognostic mai optimist? Sperăm ca în cursul acestei săptămâni să putem să-i trimitem spre zona de confirmați, deci nu terapie intensivă. Sunt în continuare pozitivi? Nu asta este problema. Problema este că terapia intensivă încă trebuie să-și facă treaba în ceea ce privește rebalansarea funcțiilor vitale și mă refer aici la funcția respiratorie și funcția cardiacă. După care, sigur, o perioadă ei rămân dependenți de oxigen și îi vom muta în zona unde sunt pacienții confirmați, pentru că noi, fiind spital COVID, nu avem decât pacienți confirmați sau în terapie intensivă, unde putem să le mai administrăm încă oxigen până când să sperăm că vor putea merge acasă fără niciun fel de problemă. Doamna doctor, vreau să vă întreb puțin și despre situația în ceea ce privește per ansamblu secția ATI. Cum se prezintă situația în momentul de față? În momentul de față, azi dimineața, am avut bucuria că am mai dat 3 pacienți spre zona de confirmați, ca să spun așa, deci evoluție favorabilă din terapie intensivă. Am primit pacienți încă din alte zone, sunt redistribuiți pentru că tot ce se agravează ajunge în terapie intensivă, cum știm. Dar cele 62, peste 62 de paturi de terapie intensivă care sunt la dispoziție pentru acești pacienți infectați cu SARS-CoV-2 ne-au permis până în momentul de față să putem orienta în așa fel pacienții împreună cu colegii de la terapie intensivă, astfel încât nu a fost vreun moment disperant ca acela pe care nu ne-l dorim niciunul, încât să avem un pacient de terapie intensivă și să nu rezolvăm problema. Aveți în așteptare, dacă îmi permiteți această exprimare, pacienți care ar trebui să fie internați la ATI? I-am rezolvat azi dimineața, am înțeles. Sunt acei pacienți care așteaptă un pat de terapie intensivă. Astăzi toți au avut pat de terapie intensivă. Și în ceea ce privește alți pacienți din țară, au fost transferați la Iași cu aeronavele în țări militare, mai mulți pacienți care nu aveau locuri în anumite orașe din țară. Mai primiți în continuare, vă mai permite situația acest lucru? În momentul de față mai avem și alți 2, cum da, bine ați amintit, 2 pacienți de la București, o femeie în vârstă de 33 de ani cu ceva factor de risc. Un bărbat, dacă mi-aduc eu bine aminte, cu o vârstă a peste 70 de ani, de asemenea cu factor de risc, care se află în terapie intensivă. În momentul în care am orientat tot ce era în așteptare, cu ghilimele de rigoare, cum ați spus dumneavoastră, ca și pacienți care aveau nevoie de terapie intensivă și care se aflau în special în serviciul de priviri urgențe și și-au găsit pat în terapie intensivă, urmează ulterior să vedem care este situația din punct de vedere al numărului de locuri și sigur orice urgență primează întotdeauna dacă vorbim de activitate medicală. Vă mulțumesc tare mult, doamna doctor Dorobăț, pentru intervenție și pentru aceste informații pe care ni le-ați furnizat. Continuăm știrile. Încă o ambulanță care transporta un pacient infectat cu noul coronavirus a fost implicată într-un accident dramatic, de această dată în zona Chitila. 3 oameni au fost răniți și transportați de urgență la spital. O ambulanță care circula pe șoseaua Chitilei cu semnale luminoase și acustice în funcțiune a intrat în colizie cu un alt autovehicul care venea de pe o stradă laterală. Acesta ar fi circulat la culoarea verde a semaforului. Fac precizarea că sunt 3 victime rezultate, transportate la spital. Nu a fost nevoie de îngrijiri medicale pentru pacientul din ambulanță. S-a reușit testarea doar a conducătorului de ambulanță, să știți, pentru că și conducătorul auto al autovehiculului implicat în accident a fost transportat la spital. Nu s-a realizat testarea la fața locului. Urmează să se efectueze o astfel de testare la spital.
Accident în lanț pe A1 la intrarea în Pitești. Numai puțin de 10 mașini au fost implicate, iar două persoane au fost rănite și transportate de urgență la spital. Impactul a fost din cauza carosabilului umed. Șoferii sunt atenționați că în acest moment se circulă greu de la kilometrul 106 la intrare în municipiul Pitești. Pe autostrada A1 București-Pitești, la kilometrul 110, mai exact la intrare în municipiul Pitești, a avut loc o coliziune în care au fost implicate 10 autoturisme pe fondul unui carosabil alunecos. Impactul produs între cele 10 autovehicule s-a soldat cu rănirea ușoară a două persoane, acestea fiind transportate la spital pentru investigații medicale. Traficul rutier este deviat pe la kilometrul 106 la intrare în municipiul Pitești și cu regazul dumneavoastră aș vrea să sfătuiesc conducătorii auto ca pentru prevenirea accidentelor rutiere să ruleze cu prudență sporită, să păstreze distanța regulamentară între vehicule și să se asigure temeinic la schimbarea direcției de deplasare. Europa se va confrunta cu un al treilea val al pandemiei de coronavirus la începutul anului viitor. Avertismentul vine din partea Organizației Mondiale a Sănătății. Oficialii instituției susțin că pe timpul verii guvernele europene nu au luat măsurile necesare pentru prevenirea celui de-al doilea val. Astfel că acum este momentul să nu repete greșeala și să se pregătească de un al treilea posibil val. După ce majoritatea statelor europene s-a confruntat cu primul val al pandemiei de COVID-19, autoritățile nu au construit infrastructura necesară în lunile de vară pentru a fi pregătită pentru un al doilea val, susțin oficialii OMS. Din această cauză, acum sute de persoane sunt răpuse zilnic de virus, conform aceleiași surse. David Nabarro, reprezentant al Organizației Mondiale a Sănătății, consideră că este momentul ca statele europene să nu mai repete greșeala și să se pregătească de un al treilea val, poate mult mai agresiv, care ar urma să ne lovească la începutul anului viitor. But what's happened is countries have built into their normal operating systems a capacity to actually hold the virus back. Europe and the US have not managed to introduce those systems that will keep the virus at bay whilst at the same time enabling the economy to go on. Reprezentantul OMS a făcut apel la liderii țărilor europene să ridice restricțiile doar în momentul în care numărul cazurilor este scăzut și rămâne scăzut pentru o anumită perioadă de timp. Pe de altă parte, oficialul și-a exprimat aprecierea față de răspunsul țărilor asiatice la pandemie. David Nabarro a dat exemplul Coreei de Sud, ale cărei autorități ar fi reușit să țină rata îmbolnăvirilor la un nivel scăzut. Everybody involved, integrated and using the data about the virus as much as possible. Numărul de cazuri de coronavirus crește zilnic, dar petrecerile românilor tot nu se opresc. Un mare chef cu peste 40 de invitații a fost organizat într-un local din Brașov. Doar că polițiștii au intervenit chiar în toiul dansului și au împărțit amenzi în valoare totală de 6.500 de lei. Din ignoranță, petrecăreții au încălcat legea privind combaterea efectelor pandemiei de coronavirus. Pe lângă amenzi, aceștia au fost nevoiți să părăsească și localul. Amintim că în această perioadă, evenimentele private, precum nunțile, botezurile, aniversările, mesele festive în spații deschise, precum și în cele închise, sunt interzise ca măsură de limitare a răspândirii noului coronavirus. Plângere penală pe numele manelistului Dani Mocanu, după ce a filmat un videoclip în care apare alături de un leu, ce pare a fi rănit și subnutrit. Cântărețul este cercetat pentru rele tratamente și cruzimi împotriva animalelor. Mocanu a fost audiat deja de polițiștii din Argeș, însă pe numele lui mai este o plângere depusă la o judecătorie din capitală. Tradiționalul moment de aprindere a luminilor de pe Bulevardul Champs-Élysées din Paris. Vedem mai multe imagini cu una dintre cele mai faimoase străzi din lume. Imediat după o foarte scurtă pauză ne întoarcem.
vedem ce se mai întâmplă și în afara granițelor. Haos pe un aeroport din Shanghai după ce un angajat a fost depistat pozitiv cu SARS-CoV-2. Autoritățile au ordonat imediat demararea unei testări în masă și anularea sute de zboruri, ceea ce a dus la nemulțumirea călătorilor. Imaginile surprinse la fața locului arată mii de oameni care încearcă să se rupă de cordoanele de protecție. A fost haos la aeroportul internațional Pudong din Shanghai după ce autoritățile au anunțat brusc intrarea în carantină și testarea întregului personal și a călătorilor. Măsurile au fost luate după ce un angajat al aeroportului care se ocupă de bagaje a fost depistat pozitiv. Cel puțin 277 de zboruri au fost anulate, ceea ce a amplificat nemulțumirea miilor de călători din aeroport. Degeaba au încercat autoritățile să țină mulțimea sub control. Cozile formate pe aeroport pentru testare au fost imense. Analizele făcute de specialiști au scos la iveală alte câteva cazuri de infectare, toate în rândul angajaților de pe aeroport care manevrau bagajele. În ultima perioadă, în rândul personalului aeroportului Pudong, au fost raportate 7 cazuri de infectare cu SARS-CoV-2, iar toate au apărut în urma manevrării unor bagaje care aparțineau unor călători infectați. În China, rata de infectare este una dintre cele mai scăzute din lume, potrivit autorităților comuniste. În fiecare zi sunt depistate doar câteva zeci de cazuri, iar cele mai multe sunt importate din afara țării. Tradiționalul moment de aprindere a luminilor pe Bulevardul Champs-Élysées din Paris s-a avut loc și anul acesta, dar sub semnul pandemiei de coronavirus. Ceremonia a fost organizată online, iar la fața locului au fost prezenți doar câțiva turiști și localnici. În Paris sunt în vigoare reguli stricte de izolare din cauza ratei mari de infectare. De altfel, Franța are cele mai multe cazuri de SARS-CoV-2 din Europa, cu peste 2,1 milioane de infectări. Mii de luminițe roșii amplasate în peste 400 de copaci s-au aprins în același timp pe cel mai cunoscut bulevard din Franța, Champs-Élysées. Însă, spre deosebire de anii anteriori, abia dacă au fost câțiva spectatori și aceia în mare parte persoane care locuiesc în zonă. Din cauza pandemiei de coronavirus, autoritățile au ales să transmită online ceremonia de aprindere a luminilor, iar cei care s-au înregistrat la eveniment din timp au primit și un bec virtual simbolic. Parizienii au apreciat aprinderea luminilor de sărbători ca pe un simbol al normalității și al optimismului. Un peu de ce moment pour les enfants aussi, mais c'est pas comme les autres années. Ça permet de s'offrir une perspective un peu optimiste dans le contexte. Champs-Élysées va fi iluminat până pe 6 ianuarie 2021, la 2 noaptea. Luminile s-au aprins însă pe un Champs-Élysées puternic afectat de pandemie, cu 97% din magazine închise în urma măsurilor de izolare impuse de guvern. În Franța, din cauza numărului foarte mare de infectări, deplasările sunt permise doar pentru cumpărarea de alimente sau pentru alte lucruri considerate esențiale. În plus, oamenii sunt încurajați să lucreze de acasă. Spania a anunțat că din luna ianuarie va demara un program de vaccinare în masă împotriva noului coronavirus, care ar urma să dureze 6 luni. În paralel, și Statele Unite au făcut un anunț similar, cu diferența că autoritățile americane ar urma să demareze programul de vaccinare încă din prima parte a lunii decembrie. Atât Spania, cât și Statele Unite sunt unele dintre cele mai afectate țări de coronavirus. Potrivit premierului spaniol Pedro Sanchez, în prima fază a programului de vaccinare prioritare vor fi categoriile de vârstă considerate vulnerabile. Însă până la finalul procesului de vaccinare, autoritățile se așteaptă să fie vaccinată o bună parte a populației țării. Programul de vaccinare va începe în ianuarie și va dura cel puțin 6 luni. Anunțul guvernului a venit la doar câteva zile după ce a autorizat prima fază de testare a unui vaccin împotriva COVID-19 dezvoltat de grupul american Johnson & Johnson. Cu peste 1,5 milioane de infectări și 42.600 de decese, Spania este una dintre cele mai afectate țări din lume de coronavirus. În paralel, și Statele Unite au anunțat demararea unei campanii de vaccinare împotriva COVID-19 din prima parte a lunii decembrie, după ce vor fi primite aprobările necesare de la autoritățile sanitare. Potrivit șefului campaniei de vaccinare anti-COVID din Statele Unite,
Moncef Slaoui. Planul inițial este de a transporta vaccinurile către locurile de imunizare aproape imediat după aprobare, care ar putea avea loc pe 11 decembrie. We are ready to start shipping vaccines within 24 hours from approval and hopefully people will start to be immunized, I would say within 48 hours from the approval. Statele Unite sunt în proces de aprobare a vaccinului dezvoltat de compania Pfizer-BioNTech, aceeași cu care și Comisia Europeană a încheiat un contract pentru achiziția a 300 de milioane de doze de vaccin anti-COVID-19. Declarațiile coordonatorului campaniei de vaccinare anti-COVID din Statele Unite au venit într-un moment în care Statele Unite ale Americii se confruntă cu rate record de infectări. De pe 12 noiembrie încoace, autoritățile americane au raportat între 130.000 și 204.000 de infectări, iar numărul deceselor a trecut și de 2.000 pe zi. Situația devine critică și în Germania. Cel mai puternic stat din UE și mai ales unul dintre cele mai bune sisteme de sănătate din lume riscă un colaps sanitar. Numărul de infectări cu noul coronavirus a explodat în Germania, iar secțiile ATI sunt aproape pline. Germania a fost întotdeauna considerată un exemplu pentru alte țări europene și a fost lăudată pentru sistemul său de sănătate considerat printre cele mai bune din lume. În timpul primului val de coronavirus a făcut față situației datorită capacității ATI de 33,94 la 100.000 de locuitori, spre deosebire de Italia, de exemplu, care are doar 8,6. Acum însă lucrurile se schimbă. Germania a atins vineri un număr record în ceea ce privește numărul de infectări cu coronavirus de 24.000 în doar 24 de ore. Multe din cazuri sunt critice, conform presei internaționale. Datele furnizate de autoritățile germane și preluate de agențiile de știri arată că numărul pacienților COVID-19 aflați în unitățile de terapie intensivă din Germania a crescut de la 267 pe 21 septembrie la 3615 pe 20 noiembrie, o creștere de peste 13 ori în două luni. În aceste condiții, în scurt timp, majoritatea spitalelor riscă să rămână fără paturi în secțiile de terapie intensivă. Purtătorul de cuvânt al cancelarului Angela Merkel, Stefan Seibert, a avertizat că sistemul s-ar putea prăbuși dacă actuala traiectorie continuă. Acest lucru ar putea să fie o veste proastă pentru întreaga Europa, întrucât până acum Germania a preluat pacienți COVID din țările vecine, ale căror sisteme de sănătate erau copleșite. Situația se poate schimba în cazul în care Germania va avea nevoie de toate paturile de la terapie intensivă. Cancelarul german Angela Merkel a anunțat că vrea să aplice măsuri mai dure pentru a limita răspândirea pandemiei, dar reprezentanții landurilor se opun. Următoarea discuție cu șefii celor 16 teritorii germane va avea loc miercuri, când cel mai probabil va fi reluată tema înăspririi actualului lockdown parțial. Final de jurnal, Irina Petraru vă așteaptă la fix la Talk B1. Noi ne revedem la ora 15. Numai bine!